Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o ediție specială a emisiunii Necenzurat, o ediție în care vă propunem să dezbatem problema tinerilor din România. Știm cu toții că, din păcate, în România sunt foarte mulți tineri defavorizați, tineri talentați, care nu își pot pune, din păcate, în valoare acest talent. Pentru asta, din fericire, au fost elaborate programe și proiecte care vin în sprijinul acestor tineri, proiecte care sunt practice și vin cu o serie de măsuri concrete. În această seară vom vorbi, doamnelor și domnilor, despre programul Investiția în Tineri, Investiția în Viitorul Nostru, un program al cărui beneficiar este Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Am plăcerea de a avea în studioul Sălăjeanu TV invitați pe doamna Dorina Trifu Suciu, coordonatoarea Casei Regionale Tinerilor Activi Nord-Vest. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și pe domnul Radu Udoiu, expert parteneriat local de ocupare. Mulțumim că ați acceptat invitația Mulțumim noastră. Mulțumim și noi, bine v-am găsit. Este un program extrem de interesant. Proiectul Investiția în Tineri, Investiția în Viitorul Nostru lansează, iată, în România un concept nou de garanții pentru tineri. Încep prin a vă întreba pe dumneavoastră, practic, ce înseamnă acest program? Așa cum spuneați, este un concept nou. Vine din partea Comisiei Europene, care de fapt propune Guvernului României, care a agreat un memorandum în 2013, prin care în 4 luni de la înregistrarea unui tânăr la șomaj sau la o agenție privată de ocupare, agenția privată sau AJOFM-urile locale trebuie să găsească tânărului nu una, ci mai multe soluții, de gen calificare profesională, ucenicie, stagii de practică, sau un loc de muncă. Da, sunt niște măsuri concrete care vizează inclusiv încadrarea pe piața forței de muncă acestor tineri. Știu că ați participat la o masă rotundă în orașul Cehu-Silvaniei, un oraș cu probleme, să știți, din punct de vedere al șomajului. Cum a fost această întâlnire? Da, în cadrul proiectului, una dintre responsabilitățile noastre, ca și partener de proiect, noi reprezentăm Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială, ASOP, din Baia Mare, avem rolul de a căuta și de a solicita altor ONG-uri din fiecare județ din Nord-Vest, instituții publice, licee, școli, diverse entități juridice care au activități și rezonează cu vârsta 16-24 de ani a tinerilor, avem rolul de a-i contacta și de a încerca împreună cu ei să găsim soluții. Soluții conform celor spuse adineori, de a organiza cursuri de calificare, de a le găsi locuri de muncă, de a înscrie în programe de ucenicie. Foarte interesant. În România, cine se ocupă practic de punerea în practică aceste scheme de garanții pentru tineri? Schema de garanții pentru tineri este pusă în practică de Ministerul Muncii, care este și beneficiarul proiectului Investiția în Tineri, Investiția în Viitorul Nostru. Alături de Ministerul Muncii avem plăcerea să fim parteneri, noi Asociația ASOC, o firmă de consultanță BPI din București și o firmă din Iași, Green. Cum se adresează proiectul și ce oferă concret prevederile acestea? Proiectul se adresează către 2500 de tineri din 4 regiuni de dezvoltare din România, respectiv 22 de județe. Este un proiect pilot. Este vorba de nord-vestul României, vestul, centru și nord-estul țării noastre. Un proiect pilot care a fost lansat în februarie 2013, care are ca și bază pregătirea schemei de garanții pentru tineri, care va intra și se va aplica începând din acest an până în 2020. Cele 2500 de persoane beneficiare ale proiectului trebuie să fie din cele 22 de județe din cele 4 regiuni de dezvoltare ale României menționate, să aibă vârsta între 16 și 24 de ani, să fie abandonat liceul, să nu-și fi luat bacul, să nu fie în prezent la școală, să nu lucreze, să fie persoane înregistrate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, tinere. Ați început deja activitățile destinate acestor tineri? Da, activitățile au fost începute. Mă întrebați ce am făcut la Cehu-Silvaniei, în județul dumneavoastră. Am organizat o masă rotundă cu scopul de a pune la aceeași masă de discuții reprezentanți de la instituții publice care au legătură cu categoria de vârstă 16-24 de ani și care ar putea să ne apropie mai mult de tineri. Am stat de vorbă despre ce oportunități oferă proiectul pentru tineri,
Am vorbit despre cursurile de calificare de nivel 1 și 2 pe care le organizăm, am vorbit despre modul în care aceste instituții pot să intervină și să acompanieze alături de noi toate intervențiile pe care putem să le aducem în sprijinul acestor tineri. Am vorbit despre importanța unirii forțelor, a pune mână de la mână și a încerca să rezolvăm cât ne stă în putință, atât locul unde ei se desfășoară anumite cursuri de calificare, să vină chiar și cu formatori, să găsim potențialul economic din zonă și firmele care ar fi doritoare să facă angajări. Ne-am pus de acord asupra mai multor aspecte care pot să contribuie la susținerea ideilor acestui proiect. Curiozitatea mea profesională mă îndeamnă să vă întreb dacă tinerii au fost deschiși față de aceste cursuri sau sunt deschiși față de... Da, de altfel munca noastră continuă pe teren și contactul permanent cu tinerii ne-a demonstrat faptul că tinerii pun din ce în ce mai puțin accent pe diplome neînsuțite de prinde practice. De altfel, acest lucru demonstrează și numărul crescut de tineri care au ales o școală profesională recent, mai nou. Și meserile alese în cadrul proiectului nostru sunt cele practice, cu deplinire practice. Spre exemplu, bucătar, coafor, frizerie, manicură, pedicură, instalator, agent de securitate, florar, decorator și altele. Și sunt pregătiri în meserii care au legătură cu realitatea de pe piața forței de muncă, cel puțin știu sigur acest lucru în salaj, că suntem așa, sunt căutate aceste meserii. Exact, și ne orientăm în funcție de zona geografică unde ne desfășurăm și recrutăm în grupul țintă, ce meserii sunt căutate pe piață și astfel îndemnăm tinerii să se curseze pe astfel de meserii pentru a-și găsi ulterior de lucru. Dacă este o fabrică de mobilă, îi îndreptăm să tâmplărie, dacă este o zonă turistică spre ospătar și bucătar, pentru a-i putea facilita accesul pe piața forței de muncă din zonă. Cum ați găsit pe acest tineri practic și cum ați convins să participe la cursuri, în aceste cursuri? Am început cu derularea unor campanii de informare, publicitate. Proiectul are un site, Garanții pentru tineri, o platformă online unde, pe măsură ce ei sunt incluși în proiect, beneficiază pe baza unui username și a unei parole de toate informațiile pe care le oferă proiectul. Au fost realizate emisiuni TV, au fost realizate mai multe interviuri, au apărut informații în presa scrisă locală, a fost o caravană organizată în acest sens, mai multe activități care să îi facă pe tineri să aibă acces la informații. Pe lângă acest aspect legat de campania efectivă de promovare, campania din ușor-ușor, realizată de colegii mei din cadrul serviciilor oferite, am fost prezenți în primării, în licee și exact acolo unde era cel mai facil să întâlnim. Reprezentați Casa Tinerilor Activi. Ce oferă această Casa Tinerilor Activi? Casa Tinerilor Activi este o structură, un serviciu deschis în cadrul proiectului. În cazul regiunii Nord-Vest, Casa Tinerilor Activi este la Baia Mare, un serviciu care are girul și autorizarea din partea structurii locale a Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Noi oferim acolo servicii de informare, consiliere și mediere profesională. Încercăm pe cât se poate să apropiem tinerii de sfera muncii, să îi facem mai conștienți, mai prezenți de realitatea românească și a specificului zonei din fiecare județ. Știu că această casă nu lucrează doar cu tinerii. Da, într-adevăr, relaționăm și cu autoritățile locale, publice, cu angajatorii, cu reprezentanții inspectorilor școlare, având de noi un rol de mediatori în problematica tinerilor. De altfel, colega mea a amintit de acele mese rotunde pe care le organizăm lunar. Casa Regională a Tinerilor este gazda acestor mese rotunde și în urma rezultatele acestor mese rotunde pot contribui la ajustarea din timp a viitoarei scheme de garanții pentru tineri, care va fi implementată la nivel național între anii 2014-2020.
aceste cursuri sunt foarte interesante, găsit din punctul meu de vedere ca jurnalist, pentru sărași, avem în vedere problemele pe care le avem cu șomajul. Poate că mulți dintre cei care ne privesc se vor întreba ce sau cât costă să particip la un astfel de program. Toate serviciile oferite prin acest proiect sunt gratuite. Ba mai mult, încercarea tânărului de a se apropia de noi și de a solicita serviciile oferite prin proiect și includerea lui în proiect conduce spre realizarea unui profil personalizat pentru fiecare. Un interviu aprofundat are loc la o primă întâlnire cu tânărul. El primește sfaturi, sugestii, este sprijinit să se autocunoască mai bine, să-și identifice calitățile, competențele, înclinațiile spre un anumit domeniu și îi se face un plan al intereselor și al viitorului lui traseu profesional în cadrul serviciilor Casei Regionale a Tinerilor Activ, de către colegii care lucrează. La momentul la care tânărul își identifică că ar avea o anumită sensibilitate, înclinație spre un anumit domeniu, îl orientăm spre un curs de calificare. Ce nu v-am spus este faptul că cei 2500 de tineri care sunt incluși în proiect au fost împărțiți pe regiuni de dezvoltare. Pentru regiunea Nord-Vest, noi avem în perspectivă angajamentul de a lucra cu aproape 700 de tineri. Dintre aceștia, am reușit deja cu 427 să luăm un prim contact și să începem derularea unor cursuri de calificare. Toți tinerii din proiect urmează să facă cursuri cu grupe de câte 25 de tineri într-o grupă, cursuri de calificare de nivel 1 și de nivel 2. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă număr de ore diferă. La cursurile de calificare de nivel 2, număr de ore este mai mare, 720, la cele de calificare de nivel 1 este de 320. Pe lângă faptul că vor fi incluși 180 de tineri la aceste două tipuri de cursuri de calificare, pe care ei pot să-și le aleagă în funcție, așa cum v-am spus, de profilul lor profesional, de specificul regiunii unde se organizează curs de dinamica pieței muncii, tinerii pot să aleagă și să fie incluși în programe de ucenicie, ba mai mult în programe de antreprenoriat. Astfel că, pentru toți tinerii incluși în proiect, se oferă o alternativă, o șansă. Faptul că ei agrează și consideră important să se califice, pentru că asta le crește clar șansele de a ocupa un loc de muncă mai târziu, atrage după sine și niște beneficii, niște subvenții. Deci ei, pe lângă faptul că la sfârșitul cursului primesc o diplomă care este un certificat valid, acceptat, recunoscut la nivel național, primesc și o subvenție. Subvenție care nu este deloc de neglijat, este vorba de 350 de lei lunar, iar dacă ei fac 3 luni, 3 luni primesc subvenția, dacă fac cursul 6 luni, primesc 6 luni, iar dacă se înscriu în programe de ucenicie, să vă spun câteva cuvinte, ucenicia este un pachet de servicii care oferă și calificarea profesională, un contract de muncă, asta atrage după sine un venit. Foarte interesant. Și 12 luni, cât ar dura ucenicia, tânărul primește o subvenție. Angajatorii cel puțin vorbesc în sălaj. Chiar asta susțin de ani de zile că lipsește acest concept de ucenicie, inclusiv începând de pe băncile liceului. Este o chestiune foarte binevenită. Evident că aici ajungem la experiență și se pune problema asupra faptului că se devine pe lipsa experienței pentru tine n-aș găsi un loc de muncă. Nu știu, sunteți de acord cu chestiunea asta? Sau există și alte motive pentru care foarte mulți tineri nu reușesc să se încadreze pe piața forței de muncă? Nu putem să avem doar o singură opinie vis-a-vis de acest subiect. Experiența profesională nu poți să o ceri unui tânăr care tocmai a terminat școala. Știm bine că în școlile românești și în licee, în special, experiența este eminamente teoretică. Mai puțin s-a dezvoltat școala profesională și a fost lăsată mult deoparte în ultimii ani. În acest an ea este ușor revigorată și se dă importanță tot mai mare acestui aspect. Într-adevăr, este cerută experiența, dar există și angajatori care ne-au solicitat tineri pentru că reușesc să-i formeze de tineri. Dacă sunt serioși,
reprezintă un potențial extraordinar pentru o companie să angajeze tineri, pentru că meseriașii sunt în general spre vârsta pensionării și chiar avantajele materiale sunt altele pentru un tânăr comparativ cu o persoană mai în vârstă. Deci există deschidere, dar nu putem să spunem că angajatorii resping din stat că nu au experiență. Nu, pe undeva este foarte importantă consilierea profesională pentru tineri. Sunt foarte mulți tineri care se aruncă în a-și căuta un loc de muncă, asta făcând-o, trimițând zeci de CV-uri la diverse firme, fără să se concentreze ce specific are firma respectivă, care sunt prioritățile, ce ar fi interesant, fără să știe exact care îi sunt competențele profesionale ale lui însăși, fără să se cunoască pe sine. Și eu zic că influențează mult și faptul că ceea ce văd și compară este imaginea din exterior, din străinătate. Am văzut că puneți foarte mult accent și pe partea practică. Având o parte practică, evident că acești tineri pot acumula experiență deja. Învață, apropo de ucenicie, e un concept foarte interesant care cred că poate veni pentru a reduce din problemele existente pe piața forței de muncă. Într-adevăr, ați vorbit și de experiența profesională a tinerilor din punct de vedere al angajatorilor, experiența din practic, din prospecția noastră care am făcut-o pe teren, într-adevăr este un dezavantaj, dar nu consider excludere la angajarea tinerilor. Se cere partea practică a lor, pe care mulți angajatori sunt dispuși să-i învețe locul de muncă, inclusiv prin acest program de ucenicie și nu numai. Cum zicea și colega mea, mulți angajatori caută tineri pentru a învăța locul de muncă. Și aici ne lovim de poate lipsa de orientare profesională a tinerilor, care caută în diferite locuri să se angajeze neavând pregătirea poate și exact pentru și cerința pentru acel loc, pentru acea meserie. Tocmai de aceea noi venim în întâmpinarea lor, oferindu-le aceste meserii practice și făcându-le atât teorie cât și mai ales cursurile practică, inclusiv practica locului de muncă. Aici pot primi, dacă găsiți la Antonio, nu știu că are o abilitate pentru a fi zugrav, îl puteți sfătui, vezi că ți s-ar potrivi această slujbă în domeniu, pentru că poate vrea să lucreze în informatică, deși dă foarte bine cu mistria, nu știu, pe perete. Da, asta se întâmplă în cadrul caselor regionale ale tinerilor. Colegii consilieri asta fac. Încearcă să le ajute pe tineri să-și identifice competențele, în ce domeniu, dacă le are. Dacă nu, încearcă să-l orienteze spre ceva care are valențe în sufletul interiorului, dar în același timp se prezintă și ofertele locurilor de muncă din județ. Pentru că e foarte bine să faci formare și să ai multe calificări, asta îți crește șansele în perspectivă, în viitor. Dar concret, pentru prezent, trebuie să fii foarte bine ancorat în realitate. Și realitatea este că în fiecare județ există un specific al locurilor. Evident. Și asta urmărim noi. Nu vreau să încheiem această discuție, extrem de utilă, zic eu, poate și spre sine de toți tinerii din Sălaj, înainte de a afla dacă se mai pot face înscriere în acest program. Evident că aș mă refer la județul Sălaj, la cursuri de calificare și programe de inițiere în antreprenoriat. Județul Sălaj este apropiat de Casa Regională a Tinerilor Activ. Ne-am avut o colaborare extraordinară din partea GEOFM-ului, din partea DGASPC-ului. DGASPC-ul astăzi ne-a oferit spațiu în cadrul unui centru multifuncțional la CEPU pentru susținerea acestei întâlniri. Au manifestat cei prezenți, peste 15 participanți, deschidere și se întrevede că în februarie vom avea o întâlnire cu câteva grupe de tineri pentru organizarea unor cursuri de babysitter la CEPU Silvania. S-ar putea și la Jibou să ajungem și să sperăm că ne vom extinde activitățile cât de repede, pentru că proiectul urmează să se termine în luna iunie. Văd că aveți în vedere meserii de solicitate. Știu că meseria de babysitter este tot mai căutat în Sălaj, aveam companii multinaționale. Știm cu toții că munca nu mai este de 8 ore, este cât e nevoie. Tocmai asta, și cred că sunt binevenite.
Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre. Vă mai așteptăm și cu alte programe, pentru că tineri avem foarte mulți. Din păcate, nu toți reușesc să se încadreze pe piața muncii. Tocmai pentru asta sunteți dumneavoastră. Mulțumim tare mult. Și dori să fac un apel tinerilor să ne contacteze, da, să se lase, să fie ajutați de către noi și nu numai tinerilor, ci și angajatorilor. Așteptăm o colaborare și cu angajatorii care sunt interesați să colaboreze cu noi și să își găsească forță de muncă prin noi, prin aceste cursuri de calificare pe care le oferim tinerilor și apoi să-i mediem angajarea lor în anumite societăți. Urmare, un apel este atât către tineri cât și către angajatori. Apropo, cum vă pot găsi foarte pe scurt? Cu siguranță că vor fi afișate și pe ecran de contact. Deci casa regională este la Baia Mare, pe Bulevardul Unirii 57, foarte aproape de metro. Mulțumim tare mult, doamnelor și domnilor, să sperăm că aceste programe își vor atinge ținta, pentru că avem nevoie de astfel de măsuri, astfel încât tinerii din România să-și poată pune în valoare talentul și să nu mai plângem că avem probleme cu șomajul, din păcate atât de mari cum sunt acum în mai multe județe din țară. Mulțumim! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oamenii!